Și cum am spus la început, am vrut să conectăm clienții, să lucreze între ei. Și lucrăm de foarte mult timp la o dezvoltare. Și am dezvoltat GoMag Link. Ce asta? O să vă spun Andreea mai multe detalii. GoMag Link permite oricărei entități, că ești magazin mare, furnizor, de aceea am chemat clienți furnizori și parteneri, care îi puteți vizita la standuri aici, puteți discuta cu ei, sau oricărui magazin care vrea să înceapă și lucrează cu clienții noștri în sistemul nostru, să se conecteze la produsele lui. Andreea, o să le spui mai mult. Sigur. Toată treaba cu GoMag Link este că se pot conecta două magazine care există pe GoMag și se poate folosi această funcționalitate. După cum vedeți aici, există reseller, există furnizor, deci practic un magazin de pe GoMag poate deveni furnizor pentru un altul. Bineînțeles că se sincronizează stocuri, se trimit comenzi direct în magazinul furnizorului, astfel încât totul este mult mai simplu de gestionat, dar partea asta foarte tehnică ar fi cel mai bine să o păstrăm pentru help, să nu vă plictisesc cu chestia asta sau pentru întrebări în zona de networking. Și vreau să vă spun la ce vă ajută GoMag Link mai degrabă decât să explic, să fiu așa foarte tehnică și să discutăm despre funcționalități. Practic, poți să devii un furnizor pentru un alt magazin sau poți conecta magazinul principal cu alte magazine, pentru că asta e treaba foarte faină, că funcționează și pentru cineva care are mai multe magazine proprii, nu neapărat care este furnizor pentru un altul. Dacă ai, de exemplu, un magazin.ro, îl poți conecta prin GoMag Link cu un magazin.hu sau .bg și asta îți permite să tratezi domeniile diferite în funcție de piața respectivă. Pe .ro vei avea anumite campanii, pe .hu alte campanii, pe .bg o să se întâmple alte lucruri și așa mai departe, dar toate magazinele vor fi tot timpul conectate și vei putea gestiona foarte ușor atât partea asta de a te mula pe piața pe care vinzi, cât și partea de stocuri și procesări. După aceea, pe lângă sincronizarea stocurilor și trimiterea comenzilor în magazinul principal, devine foarte simplu, așa cum ziceam, să tratezi fiecare magazin conform pieței. Asta am spus deja, așa că voi trece peste slide. Bun, poți dezvolta un magazin special pentru un anumit brand. De exemplu, dacă ai vins foarte multe produse de foarte multe branduri și așa mai departe, dar ai un brand care este vedetă, un brand care este mai exclusivist, mai special, mai scump, cum vreți voi, și credeți că brandul respectiv merită dezvoltat separat, se poate face chestia asta. Puteți să faceți un magazin pe care să dezvoltați brandul respectiv. Și, bineînțeles, GoMag Link o să vă ofere șansa să gestionați mai ușor lucrurile. După aia, dacă ai mai multe tipuri de produse pentru care ești producător, poți crea un magazin strict cu produsele respective. Deci poți avea un magazin în care, nu știu, să vinzi produse de la furnizor și un magazin în care să-ți dezvolți tu brandul tău propriu. Pentru că poate este mai greu de la început să pornești cu un brand propriu și atunci pornești cu dropshipping sau cu alte lucruri de genul ăsta, dar pe parcurs poți dezvolta acest brand propriu și poți conecta magazinele prin GoMag Link, astfel încât să vinzi acele produse și pe site-ul care se referă la brandul tău propriu, dar și pe site-ul unde ai toată gama de produse. Eu cred că e o chestie foarte faină și cred că o să ajute pe multă lume foarte, foarte mult funcționalitatea aceasta. Cum vi se pare? Cine ar folosi GoMag Link? Super, super, perfect. Și aveți șansa să vă găsiți aici, chiar aici, furnizori și idei ca să începeți să folosiți funcționalitatea.
Da, putem spune că este un pas mare sau un nou început în ceea ce înseamnă e-commerce pentru noi sau e-commerce cu Gomag, pentru că avem acel hashtag cu Gomag și lucrurile să meargă și mai departe. Dar ideea este să înțelegem piața, să înțelegem produsele și să ne conectăm mai mult. Să luați legătura cu cei care deja vând cu noi și să vă conectați acolo, pentru că lucrurile acum funcționează. Suntem de câțiva ani în teste. Sunt lucruri pe care le lansăm mai rapid, sunt lucruri pe care uneori le testăm cu anumiți clienți, sunt lucruri pe care le punem uneori în beta testing, să ne asigurăm că un procent cât mai mare din clienții noștri îl folosesc, după aceea mai optimizăm din mers sau facem lucrurile să fie mai bine ok. Noi lucrăm ca și un startup. Chiar dacă suntem o companie în prim proces de scalare, pentru că e ok, nu ai nicio certitudine, poți să mergi pe presupuneri, ceea ce este greșit, la început ok, că n-ai foarte mult de riscat. E riscant să dezvolți foarte mult un produs, să investești în el și să vezi că nu este absorbit de piață. Și vorba de piață, e mult spus, de clienții tăi, de cei care consideri tu că le-ar fi util. Nu toate lucrurile funcționează așa cum vrem noi, când vrem noi. Exact așa se întâmplă aici. Cum este mult mai simplu să testezi gamele de produse, să încerci parteneriate noi, dar să mergi când spiciuiești un parteneriat, pentru că deja s-au întâmplat câteva situații. Am vrut să lansăm anul trecut sau în urmă cu mai mulți ani, dar s-au întâmplat mici certuri între clienți. Se întâmplă multe situații și vrem să evităm pe cât se poate de mult. Dacă putem ajuta industria să crească și comunitatea noastră, este ok, dar putem să discutăm mai multe și la pauză. Vă mulțumesc!